nou aici cu voi și aș vrea să încep astăzi prin a vorbi despre o pasiune. Pasiunea mea, una dintre cele mai mari, este educația. Și nu mă refer neapărat la școală, ci mă refer la toate formele de educație. Training, metode autodidactice și o parte foarte bună a educației non-formale, feedback. Astăzi vreau să faceți cunoștință cu Clara. Clara este personajul poveștii mele și ea este un web designer. Bineînțeles, Clara, ca orice web designer, caută cât mai mult de muncă, arde nopțile lucrând la toate proiectele ei și de data asta are o oportunitate. Are o oportunitate pentru un job de un profit foarte mare și a lucrat toată săptămâna. Și uitându-se la rezultat, pare mulțumită, chiar așteaptă cu nerăbdare să-i dea forma finală a proiectului clientului ei. Sosește și momentul adevărului și arată proiectul clientului ei. Reacția acestuia este, mă așteptam la mai mult. Bineînțeles, Clara se simte dărâmată, nu știe ce să mai facă. Dar se gândește o secundă, trage aer în piept și pune o întrebare simplă. Ce anume nu-ți place? Pentru următoarele 15 minute nu face decât să asculte și să ia notițe, asigurându-se că a înțeles pe deplin nemulțumirile clientului ei. În final, Clara reduce totul la un aspect simplu al designului ei și răsuflă ușurată când își dă seama că tot proiectul ei n-a avut așa mult de suferit până la urmă. Îi spune clientului, dacă modific acest mic aspect pentru tine, o să fii fericit? Și acesta răspunde, dacă reușești să faci asta până mâine seară, o să fiu cel mai fericit. Cel mai probabil, cei mai mulți dintre voi ați fost în locul Clarei și cu toții realizăm ceva de care chiar suntem mândri, ceva măreț. Și apoi vine cineva, fără experiența noastră, fără cunoștința noastră din domeniu, și adesea ne judecă sau pur și simplu taie de pe listă munca noastră. Atât timp cât e vorba de clienții sau de șefii noștri sau de persoane cu care ar trebui să interacționăm, e important să înțelegem ceea ce vor să spună și e important să lucrăm cu ei, nu împotriva lor. Și lucrul ăsta e mai greu de făcut decât de zis, pentru că e greu atunci când suntem criticați, să încercăm să abordăm lucrurile mai pozitiv. E natural pentru critici să înțepe, nu? Primul pas. Trage aer în piept și concentrează-te pe ce vrei să obții. Clar ar fi putut și ea foarte bine să reacționeze defensiv, să înceapă să-și apere munca, să zică, uite, dar e așa, pentru că așa, evident, are mai multă experiență decât clientul ei. Dar nu. A adaptat o altă cale de abordare și știa că asta e singura ei șansă să obțină un rezultat pozitiv. Ideea e să nu reacționăm niciodată agresiv sau defensiv în ceea ce privește feedback-ul negativ la auzirea primei idei. Pasul 2. Clarifică feedback-ul. Pentru că e esențial să înțelegi ce vrea persoana cealaltă să-ți transmită și nu e ușor întotdeauna să clarificăm feedback-ul, pentru că cel mai probabil o să ne dea un feedback vag, nu se vor exprima destul de constructiv și aș vrea să vă dau o clasificare a feedback-ului în 4 categorii. Prima categorie este feedback-ul vag, de genul oribil, teribil, nu-mi place, dezamăgitor, vreau mai mult și așa mai departe. Nu se specifică criteriul pe care e bazat feedback-ul, nu se dau exemple, ceea ce mă face să trec la următorul tip de feedback, fără exemple, și acest feedback exact ca slide-ul meu, pentru că n-am dat exemple de feedback fără exemple. Următorul tip este cel exagerat, e cel de tipul alb-negru, nu există variantă de întoarcere sau cale de mijloc, pur și simplu este așa pentru că așa vreau eu. Și al patrulea tip este cel lipsit de respect sau agresiv, care nu cred că are loc de prea multe ori, dar când are, nu e prea bine pentru noi. Ce e important de reținut din pasul 2 e că e important să clarificăm ce ni se transmite.
E important să punem întrebări de genul ce anume nu-ți place, poți să-mi dai un exemplu sau spui că nu-ți place povestea sau modul cum e spusă. Spui că e vorba despre un font sau e vorba despre mărimea în general a textului. În acest stadiu, obiectivul este să înțelegem clar ce dorește celălalt să ne transmită și nu înseamnă neapărat că suntem de acord cu ei, ci doar clarificăm ce vor să ne transmită. Și al treilea și ultimul pas este să punem întrebări concentrate pe soluții. Întrebările orientate spre soluții sunt un instrument foarte puternic în ceea ce privește clarificarea feedback-ului. Tehnica este să oferim o soluție potențială persoanei de lângă noi și să încercăm să ajungem la o cale de mijloc și să vedem dacă aceasta este încântată de idee. De exemplu, ori putem să facem cealaltă persoană să ne accepte părerea sau munca în forma actuală sau pur și simplu să punem întrebări orientate spre soluții, să-i oferim o altă alternativă și să încercăm să ajungem la o cale de rezolvare. De exemplu, pentru prima variantă, putem întreba ceva de genul: știu că ție nu-ți place, dar dacă ți-aș aduce dovezi clienților tăi, le e mai bine așa sau le place mai mult varianta asta, ai fi fericit? Și ca să ajungem la o cale de rezolvare împreună, o întrebare bună ar fi: dacă schimb culorile și adaug un titlu nou, o să fii fericit? Obiectivul este să părăsim camera cu o cale de rezolvare, cu un obiectiv comun și să realizăm că chiar dacă cealaltă persoană ar putea fi încă sceptică sau nu foarte optimistă în ceea ce privește rezolvarea problemei, știm că noi avem ceea ce ne trebuie să schimbăm lucrurile ca să intrăm în criteriile celorlalți. Ajungând spre final, aș vrea să facem o recapitulare. Primul pas. Concentrează-te pe ce vrei să obții, trage aer în piept și nu te agita, stai relaxat. Al doilea pas. Clarifică feedback-ul. Al treilea pas. Pune întrebări concentrate spre soluții. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă urez succes în a clarifica cât mai multe feedback-uri și să vă mulțumesc!